Tocmai mi è uscita dalla conferenza di presa sostenuta da Albano Shiromina Power l'aeroportul internazionale Avramiancu. Cei doi artiști italieni au sosit la Cluj pentru că mâine seara 13 noiembrie 2022 vor susține un concert la BT Arena. Sper să ne vedem pe acolo. Buonasera, benvenuti. Prima di tutto, come va? Come siete? Siete in Romania insieme? Io sono molto felice di vedervi qui. Io sono felice di tornare in Romania dopo parecchio tempo. E so che da molto che si aspettano questi concerti perché c'è stato il Covid in mezzo. Purtroppo ho avuto un infortunio e ho avuto un intervento a un ginocchio qualche mese fa, all'altro ginocchio una torsione 10 giorni fa. Quindi io in realtà non avrei dovuto neanche essere sul palcoscenico perché il dottore ha detto riposo totale. Però mi rendo conto di quanto tempo si è atteso questo concerto e quindi sono qui lo stesso anche se dovrò andare in scena con le stampelle. Brava, grazie. Da, spunea că din păcate ea a avut un accident la genunchi și era cât pe ce să nu poată veni pentru că doctorii au recomandat repaus total. Dar ține cont de fanii ei, de publicul ei și mai ales că aceste spectacole din cauza pandemiei au fost amânate și chiar eu personal ti ringrazio per lo sforzo che lo stai facendo. Personal îi mulțumesc pentru efortul care l-a făcut cu creatorile, cu tot ca să ajungă la noi în sfârșit, după 2 ani să putem face acest concert la Cluj. Adesso al carissimo Carisi Albano. Acum dau cuvântul dragului Albano Carisi. Prego. Qual è la domanda? Come stai? Come va? Sono seduto e sto benissimo, grazie. Bravo. Intanto benvenuti in questa meravigliosa città che non conosco ma ne hanno parlato veramente molto bene. Ovviamente sappiamo tutti quanti che fuori c'è molto caldo, ma secondo me il vostro calore umano è superiore al caldo che c'è fuori. Ha spus che este bucuroso să fie în acest oraș, solo un attimo per favore. Ha spus che este bucuroso să fie în acest oraș despre care auzi numai lucruri bune. Faptul că afară crede că este foarte cald, caldul cum este acum, dar e convins că noi și voi cu căldura sufletească încălziți temperatura. È la prima volta che sono qui alla città di Clugi e non vedo l'ora di visitarla in esterni e poi visitare il popolo in interni quando saremo domani sera durante lo show. E per prima data la Cluj și de-abia așteaptă să viziteze Clujul în exterior, dar și în interiorul oamenilor, mâine seară când va fi spectacolul. Deci cum ar spune că vrea să vă citească sufletele în timp ce el cântă. Qualunque domanda è sempre ben accetta. Orice întrebare din partea voastră este bine acceptată. Di qualsiasi tipo. De orice tip. Per esempio, quanto vino produco all'anno. De esempio, cât vin face pe an. Quanti concerti faccio all'anno. Cât de concerte facem într-un an. Eccetera, eccetera. Și așa mai departe. Apropo de concerte, domnul Albano a fost în București și a apărut într-o fotografie alături de oameni importanți, dacă știe cine sunt și dacă îi place fotbalul. Am visto che a Bucarest sei apparso nelle foto con gente importante. Veramente ti piace così tanto il calcio? Tutti gli italiani hanno la malattia del calcio. Tutti gli italiani hanno la fotbalul lui. La vitamina C. DNA degli italiani. In DNA degli italiani, loro. Io non sono pazzo per il calcio, però lo partecipo a quel tipo di sport in una maniera totalmente diversa da come fanno tutti gli italiani. Cioè a me piace vedere il bel calcio senza vedere poi i risultati delle reazioni dei tifosi che fanno danni durante le partite. Il calcio deve essere una festa, sia per chi vince che per chi perde. Ci sono delle vittorie che rendono felici i tifosi e ci sono delle sconfitte che non rendono felici i tifosi,
ma questo non deve portare mai allo scontro, ai danni che molto spesso si fanno. Quindi sono per lo sport con S maiuscola sotto tutti i punti di vista. Deci ideea, încerc să vă traduc, concentrat să înțelegeți, deci lui nu e neapărat foarte pasionat de fotbal, îi place foarte mult sportul, dar îi place ceea ce e frumos din sport, jocul. Nu ceea ce se întâmplă, nu-l interesează rezultatul sau ce se întâmplă cu ceea ce fac tifoși, fanii, să zicem așa, galeriile și când mai ales în momentul în care apar discuții și chiar lucruri mai grave. Dice che non le hai dato una risposta riguardo alle persone con cui sei stato a Bucarest in questo mondo, se li conosci. Sono amici miei, li ho incontrati a Budapest, li ho incontrati a Baku, li ho incontrati a Tashkent. E quindi siamo amici indipendentemente dal ruolo. Sono prieteni, anche intenditi in molte locuri, per acum, senza le strega Budapest. E poi mi amano. Și bineînțeles că ei îl iubesc pe el. E dove c'è amore c'è speranza. Și unde este dragoste este și speranță. Bună seara. Bună seara. Seara bună. Seara bună. Cum este să... Da, o să trebuie românește Tu și... Tu italiană. Da, nu știu italiană. Nu și în engleză. Cum este să cântați din nou împreună după atâția ani în care nu ați mai dat pe scenă împreună? A fost greu să reluați cuplul acesta celebru, Romina și Albano și Romina Power? Și dacă mai este chimia aceea de la început între dumneavoastră când cântați? Sau o faceți așa mecanic, profesionalist? Domanda lungă! Cum a stat riprendere a cantare insieme? E se ancora sul palcoscenico ci sta sempre quella chimia tra di voi, quell'intesa? E si parla a livello professionale. Sono 10 anni quasi già che abbiamo ripreso a cantare insieme. Senta proprio l'anno prossimo anni. Saranno 10 anni. Sarete voi i giudici se c'è ancora la magia sul palco o no? Senta proprio 10 anni che abbiamo già posto cantare împreună și veți fi voi și publicul care veți judeca dacă există acea magie între ei când sunt pe scenă. A che cosa ci possiamo aspettare domani sera? Fuochi d'artificio. Oh. Sicuro. E un'altra cosa, che cosa apprezzate più uno all'altro? Bella domanda questa. Posso rispondere domani? Certo. Grazie. Deci, întrebarea a fost, ce apreciați unul altul? A răspuns că este o întrebare frumoasă, dar dacă poate să răspundă mâine. Domani la risposta per questa. Come si dice domani? Mâine. 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 Ce va cu mâine speciale? Ce va cu mâine speciale? Cosa avete pensato, preparato di speciale per domani? Ma secondo me le sorprese non bisogna mai aprire prima del tempo. Sorprizele nu trebuie să se deschidă înainte, surpriza trebuie să fie surpriză. Anche perché nel mio caso io non ho mai un copione da seguire. Deci perché... în cazul lui niciodată nu are un scenariu care să urmărească. Il mio copione diventa sempre, da 60 anni quasi, il pubblico. E in base alle reazioni del pubblico so cosa dare e come darlo. Deci de aproape 60 de ani el nu are un scenariu. El se comportă în baza publicului și când vede publicul știe ce trebuie să dea acelui public. Infatti c'è un set list, una lista, no? Con le canzoni tutte scritte, no? Ma poi Albano la cambia sempre, quindi non sa mai. Ei totdeauna pregătesc o listă cu ordine, cu melodiile care trebuie să le cânte. Dar pe urmă, în timpul concertului, de multe ori Albano le schimbă câteodată. Senti, mai mi dici quando l'ho cambiata? Dar spui când le-am schimbat. Ce tu mi l-a cambiata, io ho accettato. Ok, ok. Albano spune că Romina le-a schimbat și el a accettat. È vero, chi ha cambiato le canzoni ieri? Non so niente. Come non lo sai? Ieri le ha cambiato, poi va bene se mettiamo così, va bene, come no? No, ma io dico quando stiamo sul palco proprio.
Ah, quando è steso il palco? Sì. Beh, lì, ripeto, il copione diventa sempre per me il pubblico. Penso che altro da un scenario che è stato la scena divina pubblico, il pubblico scrive in funzione delle emozioni. Come obișnuiți să vă pregătiți înainte a unui concert? De exemplu, ce veți face mâine? Nu știu, poate dormiți mai mult dimineața, obișnuiți să mâncați ceva anume? Care este ritualul înaintea concertului? Qual è il vostro rituale prima di un spettacolo? Per esempio, avete delle abitudini che seguite prima di ogni spettacolo? Non lo so, dormite di più, riposate di più, mangiate di più o qualcosa del genere? Il mio rituale è quello di bere un po' di whisky Chivas, perché mi pulisce le corde vocali. Non bevo mai whisky, mai, ma quando canto sento il bisogno di berlo. E questo è un trucco che me l'ha passato Placido Domingo. Una volta abbiamo cantato insieme lì al Bad Ischl in Austria e avevo un po' di strane cose alla gola. Mi disse: beviti un po' di whisky ogni sera prima di cantare e volerai come un treno. I treni volano, sì. E altro da una inte de spettacolo, tocmai pentru voce, cu toate că nu bea niciodată whisky, bea o gură de whisky Chivas. Asta l-a învățat Placido Domingo ca să își curețe coardele vocale, că atunci vocea pornește ca și trenul, zboară ca și trenul, pentru că întreabă ce vă știți că trenul zboară? Bravo! È vero? Hai capito? Io non bevo whisky, non bevo alcol, ma faccio una cosa che è per scaramanzia che facciamo negli Stati Uniti, che è knock on wood. Cerco del legno e prima questa ci sta pure in Romania. Pure qua. Ea nu bea whisky, nu bea nimic, dar înainte de concert bate în lemn, exact cum se spune, cum se folosește și la noi. Per tutti e due il tempo sembra che si è fermato. Cosa fate per mantenervi in forma? Sembra che si è fermato. Mentre ei doi se pare che timpul s-a oprit, cum fac să se mențină în formă? Beh, io prima di avere questo infortunio alle ginocchia praticavo yoga e nuoto molto. E quello è praticamente quello che faccio. Non faccio grandi sport o allenamenti in palestra. Preferisco camminate nei boschi insieme ai miei cani. Înainte de a avea problema la genunchi, ea făcea mult not și yoga. Îi place să se plimbe prin pădure cu câinii ei, perché ai bellissimi cani, lo so, pentru care are niște câini foarte frumoși pe care îi iubește. Nu făcea foarte mult sport, yoga, not și plimbările în pădure. Io invece, quando vedo che il tempo brutto sta arrivando, tiro un calcio al tempo brutto, lo mando via e cerco sempre il bello delle cose della vita. E grazie a Dio ci stanno. El, în schimb, în momentul în care vede că sosește timpul urât, îi dă un șut, așa pleacă și ea nu mai așa ce este frumos din viață. Un mesaj pentru publicul clujean și pentru cei care au crescut cu muzica dulcilor. Se avete un messaggio per il pubblico da Cluj e per quelli che sono cresciuti con la vostra musica. Il messaggio è la musica, il messaggio sono le canzoni. Il messaggio di questa musica sono le melodie allora. Non siamo politici, non facciamo politica, quindi non sono molto furba con le parole. Nu este politiciană, nu face politică și nu e atât de șmecheră cu cuvintele ca să facă. Quindi e la musica il messaggio. Muzica este mesajul. Il grande Nietzsche diceva che la vita senza musica sarebbe un gravissimo errore. E grazie a Dio all'atto a mamma musica da quando avevo 6 anni. Amo cantare. Amo la musica per me è stata una specie di tappeto volante nel bene e nel male della vita, perché ho attraversato, come tutti, i momenti straordinari e i momenti neri, ma la musica mi ha sempre salvato. Grazie a Dio per la musica che mi dai. Marlerici spunea că viața nu este nimic fără muzică și pentru el muzica și momentele bune și în rele i-a fost alături și trăiește prin muzică. Parli bene romeno, eh? Vero? Sì.
Meno male. Fino a qualche anno fa mi dicevano che parlavo male il rumeno. No. Sì. Io mi avevo dato una finta despre il nuovo album, adică despre ce c'è più care vina fino a un torneo. Allora, vorrebbero se potete parlare un attimo dal nuovo album che avete, perché sappiamo che a Cluj tanti lo sentiranno per la prima volta. Beh, a parole è difficile, bisogna ascoltarlo per capire di che si tratta. Este difficile să descrie în cuvinte pentru că ar trebui să le asculte toată lumea ca să înțeleagă ce trebuie transmis. Tutti gli album che si fanno sono un po' come i pioli di una scala, no? E ogni album racconta quello speciale momento della vita insieme e da solisti. Deci fiecare album sunt ca și treptele unei scări și fiecare treaptă povestește momentele din viață ca artist, ca solist e come persona. Soprattutto come persona. Și mai ales ca și persoană. L'artista arriva sempre dopo la persona, perché se non provi quello che hai da cantare dentro, non riesci a cantarlo bene poi. Artistul ajunge totdeauna după persoană, pentru că dacă nu ai nimic ce să transmiți din interior, nu mai contează. E domani ci sarà un piccolissimo assaggio di questo nuovo album, ma proprio un assaggino. Mâine la concert o să fie și o mică bucată din acest album. Ma domani ci sarà veramente un grandissimo piatto sul tavolo dell'incontro che avremo e ci sarà da assaggiare tante di quelle dimensioni musicali che non ve le dimenticherete così facilmente, anzi tutt'altro. Per mâine ho pregatito gamma larga, un plateau immenso con musica frumoasa care cu siguranza non să o uitați ușor. Forse ci farà una sorpresa anche il nostro figlio Iari Carrisi cantare una canzone insieme a me. Speriamo. Speriamo, credo di sì. Comunque, băiatul lor, Iari Carrisi, este împreună cu ei la Cluj. Sperăm ca să ne facă o surpriză, să l-ascultați pentru prima dată și voi suntem împreună la Cluj. Grazie a voi. Grazie. Grazie. Și cam atât.